pentru că la sfârșitul anului trecut mulți dintre jucătorii de tenis de masă de la CS Pristavu Câmpul Lung au lipsit motivat, fiind plecați fie în cantonamente cu loturile naționale, fie la diverse competiții. Clubul Moșelean a amânat pentru începutul acestui an festivitatea de premiere. A fost programată vineri după amiaza în sala din cartierul Tabaci, iar festivitatea a început cu tradiționalul turneu de casă la care 4 jucători au fost actorii, iar ceilalți spectatori. Pentru premiul pus în joc, un tort cu însemnele acestui sport, au participat la patrulater Gabriel Poștoacă, Alexandru Manole, Cristian Chirița și Florin Spelbuș. Câștigător a fost Alex Manole, cel care a dispus în finală scor 3-2 de Florin Spelbuș. Alex, vedeți ce paletă are? Ce a bătut el cu paleta aia? Dar să vezi cu asta și să începem. Un alt tort, dar și cadouri la final, au fost pentru toți sportivii prezenți în sală, iar medaliații în competițiile naționale și internaționale au primit și premii în plic, fiind astfel răsplătiți pentru rezultatele din 2018. Firesc că ar fost să ne vedem în decembrie. Am văzut de atâția și de atâția ani. Uite că de data asta nu s-a putut. Pentru că au fost niște lucruri, niște competiții, niște cantonamente. Niște cantonamente în care am participat și foarte bine că am participat. Da? Și apoi ce mare lucru. Ne facem că suntem în decembrie. Și ca atare începem. Și începem cu cei mai mici și izoși, da? Becuți Dragoș. De când ești, Dana? De 2 ani? Bravo! Mulți înainte! Și performanțe cât mai multe! Idoraș și Alexandru! Tu câți ani ai? 8? Și de când, Jordan? De un an! Bravo! Să succes! Tenache Miruna! Miruna, tu ce vârstă ai? 8 ani și joci de? Și îți place? Și te ții? E, așa se trebuie. Bocorianis. Hai, Ian. De? 2 ani și ai 10 ani? 9. Mulți înainte. Bravo. E, acum începe partea de performanță la care se mai adaugă și un plic. Pentru că cei care veți vedea că sunt premiați și cu altceva decât ce aveți voi în sacoșe, înseamnă că au avut niște rezultate notabile și au adus glorie atât lor ca persoane, nouă ca, să zicem, organizație, club sportiv, cât și orașul nostru. Ceea ce, eu zic, e mare lucru. Ceapraz Andrei. Iulica Chiriță. Unde-i japoneza? Trebuia să ne prezinte aici, să-i dăm o... Uite, Alex Manuel, tot mai vorbeam de... Sportivii am terminat premierea, acum avem corpul de antrenori și aș vrea să-i strâng în brațe pe toți trei deodată, pe căbuță. Și cred că vă dați seama că doar li se datorează ceea ce se întâmplă în sala asta. Și noi le mulțumim. Vă reamintim, cel mai important rezultat în sportul moșelean în 2018 a fost obținut chiar de Clubul Sportiv Pristavu Câmpul Lung, titlul național în proba pe echipe seniori, un titlu care lipsea sportului moșelean.